Da, haideți acum să mergem și la următorii noștri invitați. Oricum mai multe găsiți pe Instagram la Andra, pe Facebook la Andra, o să vedeți și momentul cu Zdob și Zdup fabuloși. Da, haideți să mergem acum un pic la următorii invitați care sunt încărcați de povești, au o viață condimentată, chiar deloc plictisitoare. Și ce vreau să vă mai spun, se mai ceartă ei câteodată că așa e în viață, dar sunt uniți până la sfârșitul zilei. Marian Mexicanu, care nu vine singur, vine cu băiatul lui, cu Eddie, și cu fata lui, cu Maria. Așa ceva? Hai să-i vedem! Fata lui tata. Bună, Maria, bine ai venit, sărut mâna. Bună, bună, Cătălin, bine te-am găsit. Cu tot respectul, Maria. Cu tot respectul. Să luăm un loc, tu, Marian. Mai am una bucată, copil. Exact. Hai să tu, tată. Bună, Edi, bine ai venit. Să trăiți, domnule. Nu pot să cred, luați un loc, vă rog frumos. Mulțumesc. Pentru că, iată, se întâmplă niște lucruri frumoase, mi-aduc aminte. Nu știu dacă avem materialul, dar n-avem. Acum, ceva timp, când ai venit aici la emisiune, spuneai, domne, băiatul meu, nu mă bag în seamă, băiatul meu e supărat pe mine, nu vorbește cu mine, m-a scos de la inimă, l-am scos de la suflet. Așa ziceai, aveam și caseta, dovadă, dar... și acum, uite, sunteți toți împreună aici. Înainte să zic ceva despre băiatul meu și despre copiii mei, vreau să spun că te felicit pentru fetița ta, știi că o să te taie. Te taie, ți-ai găsit șefa. Deci o să fie măruță la puterea 100. Deci aplauze din suflet pentru minunata ta familie, iar în special pentru ea, extraordinar. Mulțumesc că îi dea Dumnezeu sănătate și sănătoși, tot să fie și copiii tăi, tot și binele și din lume. Tot binele din lume. Tuturor. Și de Andra nu mai vorbim, reverență. Bun. Două bucăți copii am aici. Bun. Încă unul care vine pe drum? Furiile copiilor. El e mai mare, el n-a crezut, dar până la urmă a spus așa, tată, dacă eu nu te susțin, atunci cine să te susțină? Băi, mi-aduc aminte, era aici la emisiune, n-avem ciucă mă imaginele alea, când zicea, l-am scos de la sufletul meu, m-a scos de la sufletul lui. Ce minte aveam eu acum o lună? Ai dreptate, mă, asta vrea. Ce minte aveam eu acum o lună? Și acum mă bucur că te văd împreună cu tine, pentru că cât de mult îți doreai chestia asta și cât de mult te iubești. Tu știi foarte bine ce înseamnă, și nu numai tu, românul în genere știe ce înseamnă familia. Și familia înseamnă iubire și iertare și Dumnezeu. Sau Dumnezeu, iubire și iertare. Ne mai certăm, ce să facem? Nu? E o vorbă românească, să ceartă mațele în om, dar om cu om, dar noi cu copiii. Ce să fac? Dar uite, ia uite ce frumoși sunt, ia uite. Ce au venit să mă susțină? Sunt tăticul lor cu bune, cu rele, cu mai puțin bune. Acestea sunt. Ce altul Eddie, mama nu mai face? Spun în felul următor, știi, ți-am zis și înainte de emisiune, de fiecare dată tatăl tău era atât de mâhnit că nu mai e aceeași legătură între voi și mereu spunea, bă, dar e atât de talentat, așa bine cântă, băiatul meu. Și mă bucur acum că vă văd împreună. Cum vi s-au liniștit apele? Să mă iei ușor, că eu mă aștept de la tine la orice, ori să cadă un pământ. Ai uitat, e cap de crimă măruță, cap de crimă, cum îi spun eu, Barosara. Ei, de oameni buni, de-a lungul timpului a venit aici la noi la emisiune. Și a mai ieșit în mână Jude Law de România. Jude Law de România, vezi că Jude Law de România acum e tată de 3 copii, adică s-a schimbat treaba. Doamne ajută. Noi căutam aici parteneră la jumătatea... Mi-am găsit. Ți-ai găsit. Slavă Domnului. Deci cum deci nu te lași, trebuie să-ți răspunde. Adică cum ai trecut tu? Cum ai făcut? Înainte de toate vreau să spun așa, cu Dumnezeu deasupra, să-i trăiască, să aibă parte de ea, să o aducă Dumnezeu sănătoasă pe acest pământ. Eu pot să spun decât atât. Maria este sora mea și ea implicit va fi și ea sora noastră, doar că mai mult dată n-am ce să spun. Ți-a fost greu să accepti că o să mai ai o soră? Mi-a fost greu, dar el este tatăl meu și trebuie să-l accept, indiferent de situație. Dragostea mea pentru el nu se schimbă niciodată. Dar fii atent, vine o întrebare grea de tot. Mă aștept. Cea mai grea întrebare. Ai uitat unde ești? Deci tu ai venit pe canapea și spui, e tatăl meu, l-am iertat, suntem împreună, Doamne ajută, așa trebuie să fie. Nu ține o veșnicie, ca să știi. Cum? Nu ține o veșnicie. Supărarea între voi? Absolut. De asta. Absolut. Dar vreau să te întreb ceva. A contat în liniștirea apelor și faptul că ai aflat că o să fie fetiță și că nu o să fie, că o să n-aibă băiat? Te lași tu deloc! Nu te lași tu deloc! Da, acolo, da? Adică dacă aflai că... Dacă era băiețel, nu mai mă împăcam cu el, nu? Mai dura un pic mai mult, este? Deci dacă era băiețel, nu. Dura un pic mai mult, este? Băi, nu știu, nu, sincer, nici nu vreau... Băi, eu sunt băiatul lui Mexicanu.
Băi, sincer, un pic de gelozie este și la mine și la Maria. Îți dai seama că este și ne-a fost greu și ne este greu să-l împărțim noi pe el cu cineva. Eu spun sincer, pe el îl iubesc cel mai mult. Mai mult și ca pe mama și ca pe toată lumea. Sincer, ai cuvântul meu de onoare. El este viața mea. Te vedem, mă, dacă e la televizor. Nu e problemă. Eu pe el îl iubesc cel mai mult. Ai cuvântul meu de onoare. Doar că, dacă așa a fost de sus de la Dumnezeu, Dumnezeu dă, Dumnezeu ia. Ce frumos, vezi? Și tu la fel. Sunt cum să cade, îți place cum vorbesc, nu? Dar vezi că da, dar vrei să spun ceva, nu te iubește pe tine cel mai mult, te iubește pe Maria cel mai mult. Doamne ajută. Pentru că eu știu când zicea Maria lui. Normal că pare bine. Glumesc, Eddie, dar Eddie este băiatul meu cel mare de care mă sprijin. Am ajuns să mă sprijin cu toate că acum sunt în cea mai... Acum sunt eu în voga mea, cum se spune, și deja mă sprijin de el. Dar Maria, Maria este copilul meu special. Pe fiecare are câte o mică legătă. Dar de ce? E mai mică. Câți ani ai Maria acum? 17 ani. Mulți înainte. Mulțumesc. Și ție ți-a fost greu să accepți că o să mai ai o surioară? Măi, Cătălin, nu vreau să vorbesc despre acest subiect, dar pot să spun doar atât. Sunt lângă el cu tot ce pot. Să vină sănătoasă pe pământ, pentru că am un Dumnezeu deasupra și nu am cum niciodată să țin ură și dușmanie pe acest copil. Este sora noastră, vitregă, dar este tot sânge din sângele nostru, jumătate. Nu am cum să am răutate. Eu sunt o persoană foarte credincioasă, mi-am curățat foarte mult sufletul și e tata la mijloc care pe îl iubim cel mai mult. Da, exact. Și nu am cum să fiu atât de egoistă și de rea. Filme mexicane deja face aici. Filme mexicane face de-astea. Filme mexicane, dar fii atent. După pauză am momentul ăla în care tu spuneai fix chestia asta. Ce minte aveam eu atunci? Stai că avem momentul ăsta, oameni buni. Adică să lucrăm de ce trebuie să-mi prezinte dacă are momentul? Pe mi se pare normal. Să lucrăm cum ar fa clientului. Adică să avem aici, să vedem imediat. Stimați oameni, suntem la tribunal. Am revenit în direct, oameni buni, avem o familie frumoasă alături de noi și așa să ne rămână numele și vorba. Doamne, dar ajut. Să nu uităm ce minte avea Marian Mexicanu când a fost la noi la podcast, știu că a fost, nu? Da. La podcast, ia să vedem. Vedem? Ia să vedem. Ia. Ia. Cu Eddie, nu? Și cu Maria, nu mai țin legătura cu, nu? Nu mai țin legătura, sunt supărat tare pe ei pentru că m-au părăsit. 32 de ani. Și Maria? 16 ani. Deci, ca să înțeleagă publicul tău, pentru mine, Eddie este ochiul drept și Maria ochiul stâng. Atât de mult îi iubesc. Acum se va naște, peste câteva luni de zile va veni și Miriam. Nu știu care ochi, unde să mă... Trebuie să mai fac rost din ochi. Dar, exact cum am spus, 10 copii dacă voi avea. Pe toți îi voi iubi la fel. Ei practic n-au acceptat ușor faptul că tu o să devii din nou tată. Nu? De aici a plecat totul. Ar trebui să înțeleagă. Pentru că nu se pune la noi problema de bani. Că dacă am un pahar sau am trei sticle de apă, să rămână una acolo, una acolo. Ei nu sunt de cu banii. Nu au fost niciodată. N-au pus banii în fața dragostei. E și ce-ți spuneți? Adică când așa ai zis că ai avut un meș cu ei? Sunt răi. Adică? Nu știu dacă sunt răi, dacă poate am fost mai acid acum. Ce ți-au zis azi? Sunt egoiști. Ce ți-au zis azi? Păi sunt multe evenimente care... Marian, vreau să vii cu Eddie. Noi te vrem cu Eddie să ne facem un program. E, noi cântăm de 3 ori pe săptămână, de când... Am arătat un pic din podcast și tot momentul ăsta te-a uitat la Eddie, care el s-a uitat, dar mi-a spus că a văzut podcastul. L-am văzut, da, l-am urmărit. Ai văzut cum a zis? Eddie ochiul stâng, Maria ochiul drept, sau nu contează. Lumina ochilor mei. Cum și pentru mine copiii mei sunt la fel, și pentru tine și pentru orice părinte. Dar credeam că nu mai e podcastul ăsta, credeam că l-ai pierdut. Nu, e pe YouTube, doar găsit acolo. Și ne întoarce și cu podcasturi acasă la Măruță, da? Dar, frate drag. Important e că sunteți împreună, asta contează. Frate drag, atât de important ești încât am plecat de la o petrecere mare și dăm voie... Deci ai fugit de la nunta să fii aici? Am fugit de la nunta, de la deci o mare petrecere. Deci asta era o nuntă în mare, petrecere? La turnul Măgurele și vreau să spun că domnul Paul Tsong te apreciază enorm de mult și a spus că el trăiește la Londra. Și a spus că dacă n-ar exista
în străinătate ProTV-ul, viața românului ar fi foarte grea. Domnul Paul Tronc, acum vin cu cea mai frumoasă hora mea, hora Bucureștiului și crede-mă, am să-ți cânt 3 zile am să-ți cânt în continuu. Deci omul ăsta a plecat de la nuntă ca să vină la emisiune. Jur. Să-l salutăm și noi pe domnul Paul Tronc, așa, Paul, dar domnul Paul Tronc de la Mărgurele de acolo. Spune, spune că sunt la tine în direct, să nu... Să te vede că suntem în direct așa, acum, așa, să în dea direct, drumul la televizor, să dea drumul. Să uită. Păi se uită și prietenii din Anglia, se uită. Și din Anglia. Păi de asta zic, se uită, vine imediat, dar până atunci mai cânt o dată pentru România întreagă și apoi vine și acolo. Da. La... Gata, perfect? Gata, perfect, m-ai scăpat. Gata, perfect. Rămân și treci și cu Edi și cu Maria? Toată formația. Toată formația? Toată formația. Știi ce vreau să te întreb acum? Două lucruri. Te rog. Unu, când plecați voi trei să cântați, o ieși pe... Nu se lasă, mă, deloc, băi, băiatul. Pe mama copilului? N-am vrut să... Pe Ana, nu, nu, pe mama la copil, cum zici? Da. Pe mama la copil. Pentru că și de asta zic că tu, practic, cântai cu Ana. Îți dau cuvântul meu de că om. Că mă gândesc, n-ai că ea, ea acum este acolo de dimineață, pentru că este o petrecere până la 10 seara. Și am este pe zi. Ea acum este și ea cântă în direct. Și voi cântați acum toți... Da, bineînțeles, bineînțeles, că cel mai frumos, fratele meu, cel mai frumos sentiment. Bravo. Cântăm și cu toții să fie... Și când și cu mama soacră? Mi-e dor de ea. Mi-e dor de ea, mi-e dor să nu... Mi-e dor să mă ascund că mă... Doamna, doamna Linca, nu? Da. Frumos, da, de asta. Mioara, să rămână doamna Mioara Linca. Salută, salută, salută. Te pupăm, te pup, te iubesc din tot sufletul. Foarte, dar e tot așa în forță? Eu nu mai știu, tot așa dar știu că am nu văzut-o pe stradă, merge mai repede ca mine. Nu cred. Pe cuvântul meu, tot așa. Am fugit. Nu cred. Venea de la piață. Nu era bine. Venea de la piață încărcată, încărcată. Avea și cărămiți pentru mine. Asta zic, mai bine că te-ai dus pe partea cealaltă. Oameni buni, să rămână... Crezi că se uită acum? Să uită toată uită, familia. Da? Lincanii sunt cu ochii pe tine. Te iubesc, pe mine, mamă? Sau pe tine? Nu, pe tine. Pe tine? Pe mine ce să pe mine mă urăsc? Nu cred. Și să mai mă vadă pe mine. Nu cred. Tot respectul. Tot respectul din partea mea. Știi, au dat oamenii mesaje și a întrebat cineva, a întrebat unde vă poate găsi pe voi. Deci stai să citeți mesajul, ca să nu bat da eu câmpii aici, pentru că sunt foarte multe mesaje de la telespectatori, foarte mulți oameni care spun: Edi, bravo, auzi, că ți-ai acceptat. Vai, 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 underline. Dâmberceni, cum îl cheamă? Ești pe TikTok și tu toată ziua? Pe Mihăiță Dâmberceni, da. Underline, vai, 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 vai. Deci, oameni buni, ideea e că, uite, sunt oameni care zic așa, foarte multă lume te laudă, Edi, că te-ai implicat cu tatăl tău. Și le mulțumesc frumos, să le dea Dumnezeu sănătate, să fie sănătoși și fericiți. Edi, este normal. Tăiat Marian, adică că ești fix că Marian, cu el, da, da, da. Și cu talent, cu carul de la Dumnezeu, să le dea sănătate și bucurie. Amin. Și zice cineva, uite, zice omul, tot din străinătate. Nu, nu e din străinătate. Mai chemă-ne la noi, că să luăm și noi nunți. Păi asta zice, am o fată care la anul va face nuntă și mi-aș dori din tot sufletul să vină să susțină măcar un program, dacă nu poate toată noaptea, Marian alături de Edi. Aș dori numărul de telefon. De la ei, cum iau legătura? Contactați-l pe Măruță. Ia-i banii și nu mai primi nimic. Dar unde te caută? Vorbesc pe cu Măruță. Instagram, pe Facebook. Vai, 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 vai. Ok, doamnă, investiți dumneavoastră la un dat. Nu, dar serios, om, femeia era hotărâtă. Am văzut. Domnilor, am și eu o pagină de socializare numită Facebook. Căutați-mă acolo. Marian deci Mexican. Deci cum ești pe Facebook? Marian Mexican? Bătănaș. Păi de asta zic. Marian Bătănaș și în paranteză mexicanul. Sunați, ai de acolo. Păi nu, dar fii atent, hai să-ți povestesc ceva. Oamenii, sunt și multe pagini fake. Sunt 35 de mexicani. 35 de mexicani. Doamnă, dar eu puțin noroc o să-l găsiți. Deci, eu acum lăsând glumea deoparte, Marian Bătănaș sunt eu pe Facebook. Mulțumesc. Foarte frumos, să fie într-un ceas bun. Edi, dar în același timp, acum îmi dau seama la cea de-a doua întrebare. Deci, da, iartă-mă, tata. A doua întrebare, deci tu o să ai acum un copil mai mic decât nepoții tăi. Deci, fetița lui Edi Rossi are 12 ani. 12 ani. Și mă gândesc așa, ia spune-mi tu mie, dacă iese cu fetița mea să se plimbe în parc și fetița mea o să aibă câteva luni și ea o să aibă 12 ani și ceva, și o să o întrebe un copil, cine este fetița din brațele tale? Ce să-i spun? Că e mătușa. Fetița asta mică e mătușa mea. Îți dai seama cum vine? Măi, tu crezi că numai la mexicani se întâmplă așa ceva? Nu mai, stai un pic, de-a de asta. E o nebunie.
cum place nebunia asta vieții mele, atâta timp cât sunt lângă copiii mei. Oare? Sunt sănătos și mă inviți tu și cu Greta și sunt la voi aici, sunt fericit. Este excepțional. 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 Uite, sunt aici în lumea salutării. Foarte frumos, vor cânta cu acordeoanele, întreabă cineva. Da, o să fie duelul acordeoanelor. Marian și Edi, față în față. Da. O să vedem imediat. Este melodia Mariei. Da, pe... melodia Mariei, o melodie de dragoste, sărutația și buzele. Așa se numește melodia. Adică e vorba de ea, de viitorul ei, pentru că suntem la momentul în care trebuie să găsim și noi ca la țară un logodan. Îi treaba asta, drăguții, ca la olari. Nu știi la olari, mă, da, logodan, adică? Logodan, adică un logodnic. Păi da, dar stai un pic, tu trebuie să-l găsești? Nu, eu trebuie să-l accept, ea să-l găsească, dar... Păi și trebuie să dai tu ok-ul? Păi fără... Așa e normal. Așa e la noi, la cu pedigree. Așa e la noi. Nu se vine, se bate la ușă. Alo, poate să vină cineva în această instituție la tine să intre cine vrea? Până nu spui tu și cu Greta. Și la poartă, nu... și nu știu, dar stai un pic să te întrebe și bate așa la poartă, bună ziua, vină. Cine? Păi și trebuie să-ți placă ție cu cine se căsătorește. Nu, mie, pe, la mine, în familie, trebuie să vină un om bun cu suflet și să-mi iubească copilul. Că de restul păi ne descurcăm. Păi dacă e fericită, cu cine trebuie păi să nu are cum să fie fericită dacă nu are... Nu, dacă logodanul nu are suflet bun și nu o iubește pentru ce este ea. Deci Maria pentru frumusețea ei, pentru caracterul ei și educația ei. Și pentru puritatea ei, tată. Și pentru, logodan? Și pentru puritatea ei, atenție, că este neprăfuită. Ți-a prezentat până acum un logodan? Mi-a prezentat și nu mi-a plăcut. Da? Vrei să te mint? Nu cred. Taică, taică spune. Zi. Da, nu ai mi-a cuvânt. Plăcut. Nu cred. Nu mi-a plăcut. Te-ai dus și ai zis? Tata, uite, el e prietenul da, meu. Da, am vrut să prezint și... Așa am fost crescut în familie, cu rușine, cu... Eu nu m-am ascuns niciodată. Și i-am prezentat, nu i-a plăcut. Și l-ai părăsit? Poftim? Și te-ai certat cu băiatul ăla acolo? Da. Sau te-ai vestit cu el pe ascuns? Nu, l-am... Am rupt tot, orice legătură. Vreau să cânt, vreau să muncesc, vreau să mă ridic alături de tata. Legătură de prietenie, că ea încă este pură. 17 ani, foarte frumos. Haide că o să și cântăm. Da. Da, să facem și un test repede pe TikTok. Între bărbații de aici și Maria e la mijloc. Deci arătați repede cu degetul de la unul la altul. Da, închideți ochii ca pe TikTok și arătați. Păi, vai, nu trebuie să TikTok. Dar eu n-am TikTok. Păi lasă că ți explic eu, închizi ochii și îți pun o întrebare și tu arăți de la stânga la dreapta, dacă ai tu dreptate, a, gata, dacă e la tine sau da. La Edi. Gata, iar Maria este arbitru. Gata, șef. Fii atent. Închide ochii. Care dintre voi este cel mai vulcanic? Corect. Maria, poți să arăți și tu cu ochii deschiși, da? Da, perfect. Care dintre voi doi este cel mai zgârcit? Ia, ține Edi degetul așa, da. Nu către tine că e zgârcit. Către mine? Da, pe ei. Voi de capul meu, știu că v-am făcut oameni. Când v-am dat, m-ați denorocit, mi-ați distrus cardurile. Păi se referă la dărnicie, se referă la cheltuială, se referă la mai multe. Și m-am băgat mâna în buzunar. Da. A, vreți mai adânc? Am înțeles, tati, mai departe, hai. Ok, următoarea întrebare. Haideți să vedem. Rămân orpul. Care cheltuiește mai mult? Eu. Ok, și arată că trebuie. Perfect, mergem mai departe. Care sfură e mai tare? Mă duc să mă operez zilele astea. Să plec la operație. Nu cred. Pe cuvântul meu. Da. Care dintre voi mai spală și vasele? Niciunul. Arată către tine, Maria. Au își bat joc de mine copiii mei, că acum am oprit. A, faci eu n-am arătat. Stai că ți arătăm. Ce mă rușine să spăl vasele? Mă, sunt... Mor eu dacă spăl, ce dracu, că mă jurai. Spară? Cum să spăl? Ea vrea să se dea mare că sunt la televizor. Cum să spăl? Ce am înnebunit să păi spăl vasele? Păi de ce mă așa urât, rușinos să speli vasele? Păi câte doamne am în casă, cât am... Plus asta că am și o doamnă care se ocupă de menajul casei. Cum, doamne, iartă-mă să spăl eu? Ce, cum să spăl eu? A, dacă sunt acasă, ferească... Nu, dacă vin la tine acasă și am mâncat și de respectul familiei tale, o spăl la tine acasă. Dar la mine acasă, niciodată nu o să spăl. Dacă vii de la mine de acasă, o duci la tine acasă, o speli și apoi o aduci. Păi să ia, să zic, bă, nene, ce-o vine. Nu, în altă parte... Hai să vedem mai departe. Închide Tokyo și vedem. Care e mai talentat dintre voi doi? Frumos, mă, aici, frumos. Păi bun. Foarte frumos. Și Maria, tu? Tot, am arătat. El a arătat către voi doi și ei către tine. Nu, ei sunt... O să vezi. Hai, închide-ți ochi. Care îmi spune mai des te iubesc?
Nu, mai zi o dată. Păi Edi a zis că el spune mai des te iubesc. Pentru că... Nu, fii atent, între voi eu zic, nu... Eu le spun în fiecare deci zi că deci n-are treabă, mă, tată, Maria. Noi doi, eu cu tu. Eu cu tu? Păi el poți să le iei de la cap, că să nu mă sucesc. Că dacă era fetița cu fetița, nu am treabă. Dar cu ăsta, o luat de la cap, hai. Deci care dintre voi doi spune mai mult te iubesc? El. Ai văzut? Căruia îi place mai mult șprițul? Nimănui, nu, niciunul din familia mexicană nu se bea. La noi nu. În familia noastră este o lege, nu se bea. Nu? Pe bune? Nu bem de fel. Nu, serios. Nu, nimic. Nu. Nici o țuică, nimic? Nu, nimic. Și nimic. Fără pună, fără nimic. Doar țigară. O țigară. Doar țigară. Țigară. Altceva, nimic. Atunci închidem ochii, să mergem la următoarea întrebare. Dar vreau să fii sincer și repede răspund. Ca toată viața sunt. La evenimente, când sunt tot felul de doamne și domnișoare și dansează, căruia îi fug ochii mai repede în sală? Și mie și, mie și lui. Ce am să mai... Amândoi! Am vrut să-mi scoată copil, să am pe ăsta cu sărăscă e mai frumos ca mine. Ce țin mai? Da. Ce nu mai? Acum asta amândoi. Soțiile nu se uită la televizor. Da, exact. Se uită la radio. Perfect. Oameni buni, ei sunt mexicani cu bune, cu mulțumim rele, frumos, dar cu Dumnezeu talent asta contează. Și să știi că foarte mult rămâna din suflet. Edi, că ești foarte, foarte și talentat. Le mulțumesc frumos. Și le mulțumesc frumos și ție personal, îți mulțumesc pentru că m-ai ajutat foarte mult. Lăsăm gluma deoparte. Îți mulțumesc din tot sufletul meu, m-ai ridicat foarte mult și mai vreau să mai mă ridici tu, Cătălin, dacă vrei tu. Poți să fii aici, să cât poți să fii și la sosurile picante. Te rog frumos să faci ce vrei tu cu mine, fac ce vrei tu, Cătălin. Te iubim și îți iubim familia. Fac ce vrei tu. Aveți grijă de voi și eu, vă mulțumesc mult de tot. Și noi îți mulțumim și chiar te rog să mai ne chem. Da? Te rog eu cu tot respectul. Cântăm acum? Da. Hai, cu tot respectul. Cu Maria, cântăm cu Maria. Cu Maria, pentru că Maria este pregătită să cânte între doi acordioniști foarte talentați. Tată și fiu, mulțumim mult de tot, Maria. Să aveți grijă de voi. Și, și eu. Multă, multă sănătate Anei, pentru că e însărcinată. Și noi mai venim cu Edi. Toate cele bune. Asta e măruță. Hai,
Ai le 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 la, ești inima mea. Ai le 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 le, tu-mi faci calde nopțile. Ai le 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 la, mor de cura ta. Mulțumim mult de tot, mulțumim mult de tot, Maria, baftă, Edi, toate cele bune. Mulțumim lui, Teleorman, da? Mulțumim. Atenție la radare. Mulțumim, 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 mulțumim. Frumos, foarte bine. Mergeți toți împreună cu mașina, nu? Da, da, da. Hai că o să vă împrieteniți pe drum.